Salutare, dragi prieteni, Reinco aici pentru voi cu un nou unboxing, dar aceasta la o tastatură pentru gaming de la brandul Canyon. Pentru cei care mă urmăriți și mi-ați dat subscribe, vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la 70 de subscriberi până în prezent și sper că m-ați urmărit când am făcut unboxing la Canyon Deimos. Un mouse pentru gaming de la brandul Canyon. Am făcut un unboxing la el, să vă las un link în descriere. Și am zis să îl fac pereche cu tastatura Hazard de la același brand. O tastatură foarte tare, la un preț foarte, foarte mic. Am găsit-o la 99 de lei, dacă nu mă înșel. Prețul său fiind undeva la 200. Da, nu știu dacă se mai găsește în prezent, să vă spun, dar dacă o prindeți, vă recomand cu mare căldură, este o tastatură excelentă. Avem o bază din metal, iluminată în două culori și cu un design unic, spun ei. Este foarte grea, opa! Așa, așa arată pachetul ei. Din start ne spune că este o tastatură cu membrană și că ne oferă feedback-ul tactil al unei tastaturi mecanice. Avem 109 taste până la 10 milioane de apăsări simultane, spun ei. Foarte șmecher. Deci, practic, anti-ghosting, putem să apăsăm toate tastele, de fapt, și ni le registrează pe toate. Curios pentru o tastatură cu membrană, asta este o caracteristică specifică tastaturilor mecanice. Spun ei că este anti-drop, să, dacă o scăpăm nu se va face praf, va rezista. Ai un cablu împletit cu un inel magnetic pentru cea mai bună conectivitate și avem un pad pentru extra confort. Haideți să o scoatem afară din pachetul ei. Pe mine m-a impresionat destul de mult această tastatură. Chiar merită toată atenția. Dacă o prindeți la ofertă, chiar și la 1,5 milioane, eu zic că își merită. Este o tastatură pentru toată viața, să zic așa. Suntem întâmpinați de această mică foiță Hazard. Da, aici avem factura mea, padul, ambalat în această cutiuță individuală și tastatura. După cum spunea și pe cutie, scheletul este metalic, deci este destul de grea. Piciorușe, cauciuc pentru stabilitate, 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe. Modelul vedeți aici, CNS SKB7 US, evident cu layout în US, în engleză. Da, o auziți și voi. Pam 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 pam. Pam pam. Manualul. Mai era și un sticker cu Canyon Hazard. Dar, îmi cer scuze, l-am lipit deja pe carcasa calculatorului meu. Bun. Haideți să punem aici. Aici e o tastatură cu bază din metal. Cred că se vede pe aici arculețele la space. Da, le vedeți. Sunt taste destul de înalte, trebuie să precizez. Da, și acesta este rest pad-ul pentru încheieturile noastre, să avem un confort cât mai sporit atunci când ne jucăm. Nu l-am folosit, are aici o bandă care o dezlipim și are un pitch. Da, vedeți și voi. Cauciuc cu lipici, nu am dat jos acel și vine aici pentru confort atunci când tastăm, să avem un suport foarte
drăguț. Vedeți aici canyon. Foarte tare. Eu am folosit-o fără suport. Nu am dat jos suportul. Avem acesta aici pentru cable management. Mufa USB. Inelul din ferită pentru o conexiune stabilă. Am să deconectez mouse-ul. Vedeți, acolo este iluminat. Am decât o conexiune USB la îndemână. Și haideți să o aprindem. Da. O vedeți. S-a aprins. Avem cu ajutorul tastei FN diferite funcții, multimedia, play, pauză, volum, mail, My Computer și evident Windows Lock, să blocăm tasta Windows atunci când ne jucăm. Avem chiar și aici luminița care ne indică că tasta Windows a fost blocată. Tot așa, împreună cu FN și Tab o putem face albastră. Haideți că am să sting lumina, să vedem dacă se vede mai bine. Așa. Lanterna, te rog. Așa. O vedeți acum. Avem aici albastru și înapoi pe portocaliu. Putem da luminozitatea la maxim. Da, vedeți și voi aici. Nu are o lumină foarte aprinsă, să zic așa. Acesta este breathing mode. Acum a trecut pe breathing mode. Se stinge și se aprinde. Da, nu se vede foarte bine la cameră. Da, și stins. Pam, pam. O tastatură pentru gaming foarte, foarte tare. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă recomand cu mare căldură dacă sunteți în căutarea unei tastaturi pentru gaming de buget și doriți o tastatură solidă la care să nu vă sare tastele atunci când vă jucați CSGO sau știți voi mai bine. Eu am fost Rincozo, aceasta a fost tastatura Hazard de la brandul Canyon. Până data viitoare, toate cele bune!